Salutare! E foarte posibil să știi deja acest lucru, însă dacă nu știi, ți-l spun eu acum. Poți să îți modifici setările sunetului direct din Windows. Ce te ajută asta? Păi imediat o să aflăm. Dar înainte de toate, nu uita de like și abonare pentru a fi la curent cu noile mele videoclipuri. Pentru a avea o experiență cât mai completă atunci când stai la calculator, indiferent că asculți muzică, te joci sau doar participi la conferințe online, consider că sunetul este foarte important. Eu nu o să spun exact ce setări să folosești, pentru că fiecare percepe sunetul în felul lui, să zic așa. Personal, prefer basul, însă nu recomand să abuzați de el, nu face bine sănătății. Fără glumă, eventual discutăm într-un video separat despre asta, dacă se cere. E foarte simplu, căutați în bara de search Realtek Audio Console. Cel puțin așa e în cazul meu, posibil să difere în funcție de producătorul plăcii de bază sau plăcii de sunet. Eu am o placă de bază MSI. Aici puteți observa că sunt diverse efecte de sunet. În cazul meu am bifat această căsuță de egalizare intensitate și mi-am făcut o setare manuală la egalizator și puteți să denumiți cum vreți voi această setare. Puteți încerca și opțiunea de virtualizare căști, dar asta e în funcție de activitate, adică nu merge oriunde. De exemplu, la unele melodii sună bine, pe altele le strică. Cam asta a fost, cât mai scurt și la obiect. Nu este un tutorial ultra mega detaliat, va trebui să vă găsiți voi setările ideale pentru voi. De fapt, dacă stau să mă gândesc, e mai mult un pont decât un tutorial. Vă doresc o săptămână cât mai productivă și toate cele bune!